Ediția a doua a concursului de fotografie Viață și Culoare în Mehedinți a avut premierea astăzi, cei mai buni dintre elevi fiind premiați pentru performanțele lor în fotografie. Aceștia au surprins cele mai spectaculoase peisaje de iarnă din județul nostru, dar pe diferite teme. Astfel, cele mai bune cadre au fost premiate de către jurați. A doua ediție a concursului de fotografie Viața și Culoare în Mehedinți, secțiunea Iarna în Mehedinți, s-a desfășurat astăzi la Colegiul Național Economic Teodor Costescu. În urma jurizării, jurizare care, să știți, n-a fost deloc ușoară, ne-am contrat la multe aspecte, am avut multe discuții, am decis cu ajutorul fostului vostru coleg, să-i zicem așa, fostul nostru absolvent Andrei Guran, fotograf de meserie, să acordăm următoarele premii. La secțiunea peisaj, locul întâi, Gradalina, clasa 9E. Elevii au avut la dispoziție o perioadă de timp în care au surprins cele mai plăcute și creative cadre de iarnă pe diferite teme prestabilite. Aceste teme au fost diverse, în număr de 4, și au fost concepute astfel încât să le stimuleze creativitatea. Astăzi, la Colegiul Național Economic Teodor Costescu, se desfășoară a doua ediție a concursului de fotografie Viață și Culoare în Mehedinți. Secțiunea de astăzi are ca temă Iarna în Mehedinți. Avem de jurizat 4 aspecte: portret, peisaj, necuvântătoare și activități zilnice. Pentru a înviora și a da o greutate în plus acestui concurs, am invitat un fost elev al Colegiului Național Teodor Costescu, pe Andrei Guran, fotograf profesionist, ca să ne ajute la jurizare și să ajute viitorii fotografi, deocamdată fotografi amatori, la realizarea unei fotografii de calitate. Prin urmare, elevii au surprins cadre din natură pentru tema peisaje, au surprins diverse animale pentru tema necuvântătoare, au fotografiat portrete pentru tema cu același nume, dar au surprins și activități obișnuite pentru tema viața de zi cu zi. Alături de elevi, încadrat în juriu, a fost și un fost absolvent al Colegiului Național Economic Teodor Costescu, care în prezent activează în domeniu și lucrează ca fotograf profesionist. Tânărul i-a încurajat pe elevi să exerseze cât mai mult, să se documenteze și, cel mai important, să nu renunțe, pentru că, datorită unui strop de ambiție, el a realizat foarte multe lucruri. Precum și fotografii mai mari, tot așa au început și ei, de la poate un mic concurs la liceu, poate din curiozitate. Ce trebuie să știți foarte bine e că trebuie să aveți curaj, să nu vă gândiți niciodată că poate nu dă bine, poate trebuie să faceți exact cum simțiți voi mai bine. Pentru că o să vă spun exact cum am pățit și eu, este că am avut foarte multe cadre greșite la început, nu știam să fac poze absolut deloc. Era pe la vârsta de 15-16 ani. Dar când am fost la primul concurs, chiar am câștigat și prima ediție la Oltenia de Imagini, la Craiova, tot așa, din niște poze făcute după ideea mea, să zic așa, și după cum vedeam eu lucrurile. Și aici depinde și de fiecare persoană în parte cum pornește. Unii oameni pornesc cu niște idei mai bune, alții cu niște idei care se pot regla în timp, să zic așa, pentru niște carde foarte frumoase și corect realizate. Elevii au fost foarte încântați de acest concurs, explorându-și limitele și dând tot ce au mai bun pentru a realiza cadre cât mai complexe și reușite. Ca președinta Consiliului Școlar al Elevilor, sunt bucuroasă să spun că am ajuns la ediția a doua din concursul Viață și Culoare în Mehedinți, mai exact Iarnă în Mehedinți. Sunt bucuroasă că colegii noștri sunt foarte receptivi și au dorit ca să participe la acest concurs organizat de noi în parteneriat cu școala, cu domnii profesori și cu direcțiunea. Sunt foarte bucuroasă că avem atâția participanți și că au mai dorit să participe și la a doua ediție, nu numai la prima. Mi se pare ceva foarte atractiv, adică este așa ca un fel câștigi, te satisface chestia asta, mergi să primești premii și îți dă mai multă încredere în tine pe parcurs să faci anumite chestii. De cât timp ești pasionată de fotografie? De câteva luni, de când am început să fac aceste fotografii și de când s-a organizat acest concurs.
Activitățile de acest gen s-au dovedit a fi un mare succes pentru toți elevii și au impact uriaș pentru aceștia și în viitor, în ceea ce privește dezvoltarea lor personală. De la cadrele didactice implicate până la elevii cu interes sporit pentru aceste activități extrașcolare, toți au fost încântați să participe și să învețe cot la cot lucruri noi despre fotografie.